Sau și v-am găsit la un episod din The Forest Multiplayer, aici cu pisica mea, Mio. Bună! Și astăzi vom încerca să facem câteva chestiuțe pe care nu prea le-am făcut până acum. Cum ar fi acel gard care trebuia construit. Acest gard. Așa. În afară de gard, bine, nu o să-l terminăm că e foarte lung, dar totuși o să lucrăm puțin la el. O să încercăm să multiplicăm iepuri, pentru că știți că asta am zis în episodul anterior. Dacă ne iese. Și bineînțeles să continuăm cu... peretele ăsta de aici, cu eventual un cap de șopârlă, dacă da, găsim. Dacă găsim în episodul ăsta, da. Așa, în afară de asta, am zis că mai vreau să fac un perete pe care să punem arme. Și hai să vedem aici unde ne uităm noi. O, Doamne. Da. Unde găsim noi peretele ăsta? Uite, ăsta e. O să fie un perete normal, că de asta am și luat o bucată și nu mai multe. Și să fie... Hai să vedem unde îl punem. Uite aici, perfect. Ceva de genul, doar că să trebuiască să-l întorc. Plantele noastre deja au crescut. Și e bine că plouă pentru că se strânge și apă. Și putem să bem apă. Așa. Am nevoie de 5 loguri, avem? Hai pe acolo câteva. Doamne, cum plouă! Miau. Au modificat efectele din jocul ăsta și acum când plouă se aude mult mai tare, când bate vântul se aude mult mai tare, aproape că mă surzește și nu mai aud nimic. Așa, 3 loguri, mai am nevoie de 2. Așa, hai să vedem. Nu uitați, dacă vă place această serie și vreți să facem cât mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Ai văzut că apa nu mai e atât de cristalină? Nu mai e? Deci, o? Nu mai e așa cristalină, nu știu. Ia să văd. Unde e? Unde? Aici unde sunt eu. A, e mai, da. Poți să faci o baie dacă vrei. Deși că bănuiesc e destul de rece, după cum se vede că e albăstruie așa. Era bine dacă era lacul înghețat pe bune din nou. Și trebuia ar fi fost fain, dar niciun joc nu găsești lacul înghețat, nu știu. Sau să pescui la, să pescui la copcă, știi, să facem un, să întrebească ceva, știi, și... Ar fi tare. Uite niște chestii pe care chiar poți să le trimit ca sugestii la developeri. Pescuiți la pare... copcă. Da, pe bune, chiar mi se pare o idee bună. Mai ales în zona cu zăpadă. În zona, păi, facă... exact, da, cu zona cu zăpadă și nu trebuie să fie neapărat de Crăciun. Zona cu zăpadă era dinaintea Crăciunului băgat în The Forest. Da. În concluzie, ar putea să fac asta și pe viitor. Acum, ideea va fi să facem rost de stick-uri. Cât mai multe stick-uri, da, pentru că avem nevoie de gard. 8, mai am nevoie de 2, ok. Problema e alta, problema e că nu avem stick-uri în apropiere. Trebuie să mergem destul de mult să facem rost de ele și nu poți să car decât 10. Da, știu. Și ai nevoie de 6 pentru un singur, o singură plăcuță de aia de gard. Cam mai urea faza asta, dar nu prea ai ce să faci. Încă un sticuleț aici. Mă, unde ai găsit tu sticuri? Că eu caut și nu găsesc. Hai că păi găsesc pe jos, tot. Da. Merg peste tot, asta e chestia. Uite aici, unul. Două, de fapt. Dacă pot să le distrug. What the fuck, nu se distruge. Ce? Am găsit un de la de stick-uri și nu se distruge. Rune? Da. Uite, asta a mers. O arăt așa. Așa. Hai să vedem câte am. Gather sticks, am 7. Și în principiu pot să mai car încă unul. Stai, astea nu stick-uri sau ce? A, ba da, alea erau spears. În momentul de față am 9, deci încă unul și deja se umple toată treaba și mai pot să mai car. Încă un stick pe aici, uite la acolo și avem 10. Mai dacă mai încerc să-l iau, mi-l aruncă pentru că am prea multe stick-uri în inventory. O, bine așa, bine așa. Descurc minunat. Bun, urcăm. Am văzut că mulți au vrut o gaură în construcție. Să putem intra sub asta. Și se poate face, fără să stric altceva. O să vedeți. Doar că trebuie să decidem unde facem poarta. Un
undeva unde se poate face poartă, pentru că vezi, avem niște copaci, cred că aici în colțul ăsta. De fapt, știi ce? Hai să facem trap-ul ăsta de animale ca să putem să prindem iepuri, că am zis că vrem să mulțim iepuri, așa că... Ah, ok. Du-te și pune sticurile pe trap-ul de animale și pe aia ne ocupăm de gard, ca să... Hai, răbdare să iau și eu niște sticuri. Da. Mai sunt nevoie de vreo 10, cred, și... Și e gata? Da. Dacă am mai pus eu o serie de 10... Ah, ok. Nu m-am uitat exact să văd câte mai... Trebuie asta? Nu cred că multe. Baza e că sticuri pe aici, prin zonă, chiar nu mai sunt deloc. Sunt surprins de chestia asta. Și copacii ăștia, deși zici, bă, copaci subțiri și îți dau sticuri, dai inii odată și se fac mari. Da. What the fuck? Apă aici. E ciudat, zona asta cu zăpadă s-a transformat într-o ciudățenie. Unde e asta? What the fuck? What the fuck? Ce? Asta e o balegă. Balegă? Ia, vină încoace, nu știu. Ce ai făcut, Max, acolo? Ce ai făcut, vină încoace, pe bune, fără niciun mișto, ce e asta? Stai puțin, că sunt la niște sticuri acolo. O să o iau. Poți să o iau? Și mi-o pui pe tavă? Am luat-o. What the fuck, m-am murdărit. E balegă? Cred, pentru că... Dar nu știu unde a pus-o. Știi care a fost faza? Am văzut-o. A pus mâna pe ea și pe a arătat ceva de genul că s-a uitat la mână, așa că e murdar. E câh. E câh. Nu mi-aduc aminte să fi fost chestia asta în joc până acum. Poate era și nu am știut eu. Sau am uitat. A, uite ce sunt sticuri, mai. Partea asta. Mai ai balega acolo? Nu mai am luat-o. Am luat-o, dar nu știu cum, că nici nu o văd în inventory măcar. Ori era balegă, ori era noroi ceva, dar noroi în zona cu zăpadă, nu știu. Noroi de unde? Și balegă de la cine? De la căprioarele astea. Da, nu cred că e așa. Nu cred că funcționează cum crezi tu că funcționează. Nu știu, dacă știți voi ce era, lăsați-ne în comentarii. Smoi la tine pe filmare zi. Da, nu știu. Era... Arăta ciudat. Era maro? Da, și era mare. Putea să fie un patch de ăsta de noroi, dar... Arăta ciudat. Poate mi s-a promis ciudat, pentru că e în zona cu zăpadă și arăta ciudat. Poate există și în pădure de asta și nu ne-am dat seama, că în pădure nu le vezi pe jos. Maro cu maro, adică... Știi? Da, ai reușit? Bun, așa. Ei, acum noi trebuie să așteptăm să intrăm în iepure acolo și poate să putem să-l prindem de urechi și să-l trimitem acolo sus. Da, ți-l arată cum îl prinzi de urechi sau... Da, ți-l arată, dar trebuie să-l... Eventual să găsesc un iepure și să-l îndrept spre capcană. Că altfel n-ai cum. Iepuraș? Nu-i niciun iepuraș pe aici. E raton. Fața e că și ratonii și veverițele se pot prinde în capcana aia și cam mai rău. Uite iepurașul, uite-l. Uite-l, du-te în capcană. Așa. S-a dus? Nu, aproape. Fugi iepurașule în capcană, fugi! Bine! Aproape. Nu! Uite unde s-a dus. Oh, ok, în ce parte facem gaura? Zic într-un colț, undeva unde nu-s copaci, știi? Vrei prin spate să nu se vadă foarte tare? Da, mai degrabă, ca să nu cădem așa, accidental în gaură. Dar, nu, că nu fac gaură ca să cazi în ea, nu fac gaură prin... Nu înțelegi ce fel de gaură vreau să fac? Ba da. Păi și cum vrei să cazi prin gaură? Cobor jos. Păi nu cobori, direct te duci. Mă arunc direct și cum urc sus? Nu, pe jos te duci. Va trebui să... Nu mai găsesc sticuri, frate. Va trebui să dau de multe ori cu toporul. Și cred că trebuie să mă ajuți. Vrei să vii să mă ajuți? Da. Da, vin acum. Pentru că o să mi se ducă stamina și o să fie greu. N-ai stamina? Nu chiar atât de multă. Energy mix n-ai? Cred că am. Stai și să văd. N-am, dar cred că pot să fac. Ba nu? Energy mix cu ce? N-am cu ce să fac energy mix-ul. Și mai am un singur suc, da? Aia, în fine. Așa. Am făcut o gaură mai mare, dar nu-i problemă, nu se strică. Iar aici putem să acoperim cu ceva dacă vrei.
Vino cu acest să vezi. Am făcut-o, am făcut-o prin spate ca să nu se vadă. Că dacă o făceam în față arăta rău. Așa în spate nu știe nimeni. Unde e? Vino cu acest. E o intrare, practic, și acum putem să intrăm înăuntru și să construim ceva secret aici. Cum Dumnezeu e distrus astea pe aici? Înțelegi? Și acum la intrare pot să fac o ușă. Da-și. Max, eu nu pot să intru acolo. What? Ei mi-arată, deci la mine arată gol, dar eu nu pot să mai intru aici. Sunt blocată. Cred că după... Cred că o să-ți meargă și după ce dau restart la server. Ok. Dar... Eu nu pot să intru acolo. Dar... Acea... după sticuri. Ce vom face o ușă, știi? Și pe asta sus... Va fi un pic câș. Dar... Va fi intrare. Că altfel n-ai cum să faci intrare, adică chiar nu văd o posibilitate. O să încerc să pun să altfel. Să-ți iau capana. Wall-ul-i door. O, mai drept de atât n-ai cum să o pui. Și eventual pun un basic wall normal mai sus, dar nu ți-l urcă mai sus, doar wall-ul window. Na, din aur mi l-a urcat sus și acum nu mai vrea. A, uite așa. Avem nevoie de loguri. Hai că taiem niște copaci prin zonă. Sunt cam mărișori ăștia și mi-e frică să nu cadă aiurea. Te ajut? Am nevoie de 10 loguri. Da, 2 secunde. Vin puțin mai greu, dar vin. Sper să se prindă niște iepurași în capcana aia, că dacă nu, n-avem cum să-i mulțim. Ține de noroc în mare parte, da. Ne. Acum, pentru cei care nu știu de ce am făcut intrarea asta, practic vom putea să construim și înăuntru, adică o zonă în care nu puteam să ajungem până acum, acum va fi accesibilă pentru noi și... Na, e un avantaj, deși intrarea nu arată cine știe ce, zic că e ok. Da. Când am distrus acolo, nu puteam să calculez câte loguri se vor distruge. Că eu am mai încercat asta când am jucat singur, știi, să testez. Și s-au rupt doar două de-astea. Ei, de data asta s-a rupt până mai sus. Da, nu e problemă. Uite, să-l tai pe ăsta de aici. Să încerc să-l tai pe parte ca să nu se ducă aiurea. Dai, să beau sculețul ăsta. Gata. Îmi tai și pe ăsta. Cred că mai am nevoie de vreo 2 loguri. Posibil. Mamă. Pam 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 pam. Tu mai ai vreun loc ceva? Nu, dar mi-au rămas niște snack-uri ca să am energie și o să vin și o să mă bag la tăiat copaci. Nu știu dacă o să te lase să intri când avem ușă. Nu, dar ți le pun ție acolo. Știu. Ia, mai am nevoie de 2. Mai ai 2? Ne, dacă mă aștept să stai, atunci o să mai am 2. Dar tot mi-ai promis că îmi tai de vreo jumătate de oră. Da, pe și ți-am zis că m-am dus și o sus să pun niște... Uite aici un copac. Azi că tai eu. Nu te ia lângă bază, te rog frumos. Se strică toată baza dacă faci asta. Nu se strică, că îl împing în colo. Nu-l împingi, crede-mă, ascultă ce vorbesc eu. Bine. Sunt imprevizibil și cad aiurea. Și o singură greșeală, trebuie și să duci toată baza. Ok. Doamne ferește, vrei să-l tai exact pe ăsta de aici? Da. Nu. De ce îl împingeam? Nu. Dacă vrem neapărat să arate bine intrarea, eu pot să mai fac... Încă un wall aici. Unde? Și să fac să arate bine intrarea. Oh my god. Arată atât de strâm. Și tot nu mă lasă să intru. Stai, că fac eu să arate bine. Că mai pun un set aici de lemn. O să arate urât, lasă-l așa. Max, lasă-l așa, că e de ajuns că arată o strâmbătură aici. Nu vreau să da, mă arate. Da, e în spate. Păi, da, dar altfel n-aveai cum să faci. Că nu mă lasă să pun drept. Și acum avem intrare aici, chiar dacă intrarea noastră e puțin strâmbă, dar măcar nu poate să intre niciun canibal înăuntru.
Nici măcar pisica nu poate să intre. Nici măcar ea nu poate să intre, numai eu pot să intru. O să poți și tu să intri pe ce doar ăsta la server, dar momentan... Ce ți-am zis eu? Ce mi-ai zis? Să nu dai încoace. Dar era departe. Uite unde a ajuns logo ăsta, observ. Am calculat, nu cred. Am calculat, stai calm. Era situația sub control. Mă gândesc cum să fac. Să-l fac să arate mai bine puțin, pentru că dacă l-aș face, dacă aș mai face și în partea asta la altă, n-ar mai arăta așa câș. Înțelegi tu ce zic eu? Da. Nu, hai să-ți arăt măcar, ca să vezi. Da, da și eu copaci, ai răbdare puțin. Că după aia uit unde l-am tăiat și o să fie nașpa. O să-ți pun blueprint-urile și tu te uiți și-mi zici dacă e ok. Pentru că eu dacă astup așa, nu o să mai vadă găuri între ele și o să zici că, bă, e o intrare și nu se mai vede câș. Pur și simplu o să fie ca și cum chiar era aia dintotdeauna acolo. Gata, sunt aici. Uite și uite-te, a prins ceva capcana noastră, dar ce? Nimic. Și de ce s-a închis? Vezi la ce mă refer? Da, văd. Trei strâmbături. Da, dar e mai ok pentru că nu-i doar una în mijloc. Bine. No? Eu nu pot să intru înăuntru, da, ok. Cum vrei tu? Nu știu, așa mă gândesc. Tu mai pune puțin din gardul ăla. Iar vrei să culeg sticuri? Păi, trebuie să-l facem. Știu, dar tăiam loguri. Bine, mai taie, oricum mai taie loguri că avem nevoie, deci e bine. Ai una cu 8 acolo și îți mai fac una cu 8 aici. Așa. Și după aia te descurci singur. Mhm. Uite, mai sunt două aici. Erau pe jos, nu l-a luat nimeni. Erau ale tale. Probabil. Pentru că tu pierzi. Asta e, se știe de mult. Că eu pierd logurile. În copacul ăsta mic am frică să-l taie aici, dar... Aulu. Ce? Am căzut. Mi-e frică să tai copacul ăsta aici, dar... Să încerc. Vezi că mai ai o sanie aici de 8. Gata, am terminat, mă duc după sticuri. La revedere. La revedere. Și am luat încă două. Unde? Ai lăsat-o acolo? Da, acum te duci spre apă, se vede. Ok. Bine, gardul ăsta de sus din sticuri o să trebuiască să mai facem și off-camera. Acum am făcut și construcția asta, o parte din ea, pentru că n-ai cum altfel. E... Sunt foarte multe sticuri. Deci, dacă am putea să strângem multe sticuri și să ne ducem să le punem pe toate, ar fi ceva. Așa te lasă să strângi doar 10 și doar un singur de ăsta de gard are nevoie de 6. Deci gândiți-vă puțin, trebuie să faci, cred că, două drumuri pentru două de astea. Pentru fiecare de astea trebuie să faci câte un drum. Ceea ce e cam aiurea, și, dar n-ai ce să faci. Unde ai zis tu că sunt sticurile, sticurile, logurile? Cum te duci spre apa aia. Ok, ai într-o sanie. Da. Mă, eu sunt lângă apă, dar nu le văd. Dar nu lângă apă. A, vezi, gata, gata, am văzut. Ce ciudat am făcut zona asta de zăpadă. Înainte era totul alb complet. Acum e ceva de genul alb cu tufele astea maronii. Vezi? Da. E interesant. Așa, punem și aici încă două bucăți. Improvizăm, până la urmă nu s-a născut nimeni învățat, învățăm pe parcurs și asta a fost oricum un experiment în mare parte și încă mai e. Vezi, și acum nu mai arată ciudat, bine, arată ca și cum e o poartă aici. Da. Vezi, o poartă mare, intri pe ușă. Pilita mai poartă la intrare. Că nu găsesc aici sticuri deloc. Iar aici înăuntru noi acum putem să facem chestii. De exemplu, dacă vreau să scot copaci, unii din copaci ăștia pot să-i scot. Sau putem să-i lăsăm și putem să ne apucăm să facem și aici chestiuțe. De exemplu, cum ar fi un trap sip, un sap, de asta, tri-sap collector, exact în baza noastră. Sub bază. De ce nu? E o idee foarte bună. Și asta înseamnă că nu va mai trebui să mergem nu știu unde pentru tri-sap și mergem aici direct și uite.
Super tare. Și ne facem noi și o bază și sub asta. Mhm. Tot o bază care nu poate fi accesată de canibali foarte ușor. Nu știu, ne adăpostim și batem prin gardă. Da, da. Atât de diabolic. Uite, un iepuraș. Ce s-a prins? Mami, se închide trap-ul și nu prinde nimic înăuntru, deci nu știu, foarte ciudată fază. Bună, e bună mâncarea aia. Iepuraș, fugi în cealaltă direcție, nu. De ce? De ce? De ce? Iepuraș. Pe bune, merge trap-ul ăsta sau până la urmă care e șmecheria cu el? Uite. A, mi-l dau jos veverițele și veverițele poate să iasă din trap. Da. Mă trolează veverițele. Iepuraș, în partea cealaltă. No, dar nu ascultă ce zic eu. Da, sigur, te ascultă pe tine acum. Știi care e faza? Înainte de patch-urile astea recente, puteai să-ți iei iepurii de pe jos, fugeai după ei și luai de urechi. Mm-hmm. Puteai să faci chestia asta. Acum, nu merge să-i mai iei de urechi decât dacă ai prins într-un trap. Ceea ce mi se pare cam mai iurea, pentru că... Care-i șansa să se prindă... Uite, am prins un raton. Ai prins ratonul furăciosul? Am prins ratonul furăciosul și uite, el încearcă să fugă, să vezi, să vii să-l vezi. Stai. Eu nu-l văd. Pe bune? Eu nu-l văd. Uite cum face. Face și-o cu lăbuțele ca și cum ar vrea să... Să evadeze, da. Yes. Îi dau drumul că n-am ce face cu el, n-am treabă cu el. Nu stăm jos, că avem treabă. Unde? What the fuck, unde mi-aia de... Unde era? Iată, i-am dat drumul. Ce panicat e. E aici, dar mi-e ciudat că unele chestii tu nu le vezi. Pe bune s-a prins altul. Arată un furăcios? Da. Bă, aici, dar numai un iepure nu se prinde. Raton și tot felul de nebunii, dar... Iepurele? Cel de care avem nevoie? Nope. Și șopurile tu ai mai văzut de când am început episodul? Nu. Că eu n-am mai văzut. What the fuck, sunt pe cale de dispariție șopurilele. Hai, gândește puțin, șopurilele pe care le-am, le găseam noi în fiecare episod. Ia uite, altul s-a prins. What? Tot raton. Tot raton, deci numai raton se prinde aici. Știi unde cred că trebuie să mergem ca să facem rost de șopurile? Undeva pe plajă, dar în partea cealaltă a insulei, da. Pentru că, cred că au scos, cred că au scos șopurile pentru că e o zonă nașpa, nu știu, abă, nu. O zonă friguroasă și... Habar n-am, nu mă pricep. Cu aloe asta și cu asta trebuie să-mi facă energie mixtă. Nu, aloe nu-ți face energie mixtă, aloe îți face medicamente. Tu ai nevoie pentru energie mixtă de cicori și încă o plantă. Nu marigold. Marigold cu aloe faci medicină. Mm-hmm. Tu ai nevoie de cicori cu încă ceva. Dar nu știu de ce. Cicori cu alcool are? Nu. Nu. Habar n-am cu ce. Ia-ți văd, mai am ceva stick-uri. Cred că să fac mai multe capcane. Mici. Cred să fac mai multe capcane, să punem mai multe și să vedem dacă avem noroc să prindem un iepuraș în felul ăsta. Văd că nu avem baftă, altfel. Uite, vedeți cât de greu e? Deci abia am făcut partea asta de gard. Faza nașpe că eu nu mai găsesc... Ce? Sticuri. No, trebuie să cobori mult mai mult ca să găsești sticuri. N-ai ce să faci. Vom mai face noi chestia asta off-camera, vom mai colecta sticuri și vom mai completa din gard, cum am făcut și până acum cu toată construcția asta, dar... asta a fost episodul din The Forest de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!